medaliat cu bronz împreună cu colegii săi din echipajul masculin de 8+1 la campionatele europene de la Glasgow de anul trecut, Sergiu Bejan se relaxează surprinzând în obiectivul aparatului său de fotografiat momentele frumoase pe care le trăiește în fiecare clipă. Totul s-a transformat în pasiune în urmă cu 3 ani. Aș putea spune că totul a început să devină ceva mai serios în anul 2016. An în care mi-am achiziționat primul aparat foto DSLR și înainte făceam fotografii cu telefonul. Apoi am început să fac cu acel aparat pe care mi l-am luat și totul a început să devină mai serios. Începeam să ies la fotografiat, ieșeam prin natură, prindeam un răsărit, un apus, o lumină bună. Îmi plăcea să cu treier ca să prind cadre reușite și pe placul meu. Marea majoritate a fotografiilor realizate de Sergiu de până acum sunt făcute în Bucovina, locul său natal. Cred că pentru o fotografie cel mai mult am umblat prin munți, aproximativ o săptămână. Este vorba despre fotografia cu cerbul. Am mers în decursul unei săptămâni, aproximativ în fiecare după-amiază, în fiecare seară, în perioada lor de împerechiere. Și am urmărit un exemplar, după care l-am fotografiat, dar aș putea zice că am avut o satisfacție imensă când l-am văzut și am trăit momentele acelea. Luându-ne după sunet, am reușit să ne apropiem destul de mult de el, fapt care ne-a ajutat să îl fotografiem atât de aproape. Era o distanță foarte mică, mi-amintesc că stăteam în genunchi în fața lui la vreo 50 de metri, cred că era 100 de metri, și îl fotografiam. Efectiv, tremuram cu aparatul în mână. A fost o întâlnire spectaculoasă. Sergiu face canotaj de la vârsta de 8 ani și își aduce aminte cu plăcere de momentul în care a urcat prima dată în barcă. Singurul contact pe care îl aveam cu apa fiind vara, când mergeam la scăldat. Ceva legat de bărci, în niciun caz. Și cum a fost prima ta experiență când ai urcat pe o barcă și ai început să dai și la rame? Teama de necunoscut, mi-a fost frică, dar nu am dat înapoi. Știind să not, nu am avut foarte mari opriri.